despre iubire, adică despre un lucru care nu mai e la modă. La modă este comportamentul ăsta mai atomizat, așa, mai pragmatic, dus până la egoism. Și mie, cum întotdeauna mi-a plăcut să nu fiu la modă, mă apuc să fac așa tot felul de discursuri anacronice. Dar eu cred că o să le prindă bine, pentru că omul fără iubire nu poate să meargă mai departe. Știu oamenii să mai iubească? Nu. De ce credeți asta? Ei au fost reeducați. Mi-a zis un șofer de taxi, zice că domnul, dar nimeni nu mă iubește astăzi, toți fac sex. Știa, domne, în dicționarul ăsta, Webster, se spune că sex vine de la sextus, rădăcină latină, care înseamnă, culmea, separație. Că de fapt asta ne separă. Ceea ce ne unește dorința, este eros. Și, de exemplu, de ce nu se mai iubește? Nimeni nu-și mai iubește țara. Poate în sinea lor, așa undeva în adânc, să mai fie ceva, că Dumnezeu, uite, nu... Dar la suprafață lucrurile par câștigate de o partidă mai întunecată. Spun că în profunzime lucrurile nu stau chiar așa de rău, pentru că, iată, cât de frumoși au fost tinerii aia când au oprit cu Roșia Montana, au fost imprevizibili, nu se aștepta nici securitatea, nici găinaria din Canada, Măgaria 3. Și i-a anulat. Pe urmă, țărania din Pungești, ultimul reflex al țărănii mei românești. Ama, te uiți la jandarmii ai chemit sau comandantul de jandar care a dat ordin după ordinul oligofrenului era să îi bată. Înseamnă că gena asta românească creștină e încă tare. De-aia am zis că în profunzime nu. Dar de la suprafață este ca la Pitește, reeducare. Pentru asta vine Lady Gaga, Madonna, pentru vulgarizare. Să se ducă jos la, cum să zic, lucruri de proastă calitate, la promiscuitate. E numai de tip meditativ. Românul e de tip meditativ. Are dragoste contemplativă la Hamangia. A fost descoperit gânditorul, nu hoțomanul, care stă așa. De-aia am ieșit din gânditorul ăla și de Eminescu, Brâncuș, mare creator și marele iubiri. De ce străinii sunt înnebuniți după românce? Pentru că au doza aia de melancolie intraductibilă. Restul sunt pragmatici, așa mai dincolo. Bine, nu mă refer acum, sunt frumuse și frumuseți, dar vreau să zic, femeia de tip modern, știi, care vede până aici. Atâta. Cretina care o cultivă televiziune, le vedeți seara cu biografii scurte. Numai iubiri care să te formeze, să te moduleze, care presupun jertfă.